Vă promiteam și un interviu pe care l-am realizat ieri la baza de pregătire a celor rapid cu unul dintre adversarii CFR-ului. Mâine este vorba de Claudiu Petril. A revenit și el pe teren după o pauză de 3 luni și ceva. A jucat niște minute, 12-14 minute, etapa trecută cu Oțelul Galați. Acum este undeva la peste 50% potențial fizic. Haideți să vedem prima parte în acest interviu cu Claudiu Petrila, pentru prima oară adversar ca jucător în Gruia cu CFR Cluj. Te salut, Claudiu. Cum te simți? Ai revenit pe teren după o perioadă lungă, etapa trecută cu Oțelul Galați. Cred că au fost niște luni grele pentru tine. Da, bună ziua. Da, într-un final am revenit pe teren după 3 luni de așteptare. Au fost niște luni care au trecut foarte greu. Am stat mai mult doar în sala de forță, dar acum am reușit să revin cu bine și sper să mă mai centrez. Ce ai simțit în momentul accidentării? În momentul acela nu te gândeai la 3 luni, la absența de îndelugate. Ce ai simțit în momentul ăla? Am fost la meci și am auzit strigătul tău de durere. Simțeam că e de rău. Am știut că e grav, dar nu m-am gândit că era 3 luni. Am zis că poate scap o lună, o lună jumate, dar din păcate a fost mai rău decât mă așteptam eu. Da, prima oară se vorbea de o lună jumătate, ceva de genul, ruptură musculară. Da, se vorbea de 5 săptămâni sau ceva de genul, dar din păcate a trebuit să... Ce a fost până la urmă? Ruptură de tendon? Ceva... Complicat. Ruptură și un tendon combinat, nu știu cum aici a sus în spate și a fost mai dificil. Asta este și motivul pentru care nu ai mers la Belgrad? Că a fost și discuția aceasta, că da, puteai să mergi la Mariana Copacevici. Pentru că a fost și cu tendon. Și dacă era doar muscular, ar fi... Ce ți-a trecut prin cap în acestea 3 luni? Nimic, doar că vreau să revin cât mai repede, să joc din nou, pentru că mi-era foarte, foarte dor. Când ai ieșit pe teren prima oară? Îți mai amintești? Sală, de sală te săturasești. Sală, în primele 2 luni doar sală și după am început să alerg cât de cât așa ușor pe teren. Ai mai avut probleme în carieră, nu așa de lungi de 3 luni, alte accidentări de care nu mi-amintesc? Am cu balcie, când eram la CFE, dar a fost mai puțin, cred că vreo 2 luni. Doar 2 luni a durat. Așa grav, da. Da, urmează meciul cu CFR-ul, un meci foarte interesant și foarte important. Tu ești tap de joc? Bineînțeles, sunt tap de joc. Va fi un meci foarte greu la Cluj. Știi foarte bine că au echipă foarte bună. Dar vom merge acolo să luăm cele 3 puncte. Spuneai pentru Rapid TV, cred că pentru Rapid TV, că ești undeva la 40% fizic. Nu sună prea încurajator. De atunci cred că am mai păsat un pic. Am mai crescut un pic. Pe asta este adevărul. După 3 luni pierzi tot și trebuie să iei de la zero. Tu ai luat-o pur și simplu de la zero acum. De la zero, complet, da. Deci ai depășit un 50%, să spun acum, după câteva zile? Așa, da. Când te aștept să previi titular la Rapid? Asta, nu știu, cred că depinde doar de mine, dacă mă pregătesc, dacă o să pot să alerg, să fac față ritmului de joc, probabil că mister mă va folosi și primul și primul. Uite, după 6 luni, din nou, ai o bătaie pe post, să spun așa, cu Krasnici. A venit și Krasnici la Rapid, de la CFR. Ați fost și acolo împreună. Cum simți tu acest duel și această luptă? Un duel care cred că ne face bine la amândoi. Pentru că suntem obligați să muncim mai mult, să dăm mai mult pe teren. Cu cine mai ții legătura acolo la Cluj? Cu Berilegea. Ne înțelegem chiar foarte bine, suntem prieteni în fata apropiață. Dar cred că doar chiar nu vorbesc așa. În rest din club, cu oameni din club n-ai mai prea vorbit. Nu. Tu ești împrumut cu opțiune de cumpărare. Da. Crezi că vei rămâne definitiv la Rapid, da, sau nu va fi nicio problemă? Eu așa problem? Că vă rămâne definitiv. Deci ești convins că vei continua Rapid și din, da, și din vară. Când ai fost împrumutat la Sepsi, au fost vreo 4 meciuri în acel sezon contra CFR-ului. Chiar și prima victorie a lui Sepsi în istorie a fost pe terenul CFR-ului. Tu n-ai jucat meciul ăla, n-aveai drept de joc? Nu aveam drept de joc, pentru că așa s-a înțeles. Erai împrumutat fără să joci împotriva... Da. Da. Dar ai fost la Cluj, la meciul acela, Sepsi cu CFR 0-1? Da. CFR cu Sepsi 0-1. Da. Parcă a câștigat Sepsi cu golul lui Safranco. Da.
Da. Cum e Bergodi, pe care erai aproape să-l prinzi și la Sepsi? Tu ai, ți-ai terminat împrumutul la Sepsi tocmai când a venit Cristiano Bergodi. Tu ai lucrat cu Leo Brozavo acolo și ai lucrat foarte bine. Domnul Bergodi este un antrenor foarte bun, care lucrează foarte mult tactic. Îi place foarte mult să atace, să avem mingea, exact ce îmi place și mie. Face o treabă foarte bună aici și sperăm să fie la fel și pe viitor. Îți dă încredere? Dă încredere, da. Îți mai amintești discuția care ai avut-o cu el prima oară când a venit la Rapid? Ce ți-a spus? Să am încredere în mine, să joc, să driblez, să pasez, să fac ceea ce știu eu mai bine fără presiune din partea lui. Nu pune presiune pe mine. Da, până să te accidentezi se vorbea, Claudiu, de probabil cel mai bun sezon din cariera ta. La ce cifre aveai, la ce poftă și la ce formă erai? Da, eram într-o formă foarte bună. Din păcate, cu accenderea asta am dat puțin în spate. Dar sunt sigur că voi deveni și mai puternic și voi continua ceea ce am început. Adică? Să marchez în continuare, să am asisturi, să joc bine, să câștigăm. Chiar și de echipa națională se vorbea, de aia spunea un adică. În octombrie, înainte se întâmple acea problemă, accentarea ta. Din păcate m-am accentat într-un moment foarte prost, pentru că eram, cum am spus, într-o formă foarte bună și era posibil. Eu visez. Apropiații tăi cum au primit perioada aceasta și accidentarea? Cum ai simțit? Supărați și înțeleg, pentru că și eu am fost la fel. Ele erau, supărați că eram eu supărat și știau că nu îmi face bine accidentarea asta. Cu ce sentiment te întorci la Cluj? Ai așa un sentiment aparte? Da, pot să zic că da, am petrecut acolo foarte mulți ani. Mi-a fost foarte bine la Cluj, dar acum mă duc acolo cu gândul să înving. E posibil să și joci? Adică tu vei... Da, depinde de antrenor, normal. Nu sunt up, dar depinde de antrenor. Ești printre jucătorii Rapid, nu știu dacă tu știi, cu cele mai multe titluri. Ai patru titluri în carieră, toate cu CFR Cluj, multe titluri față de cei care sunt aici cu tine. Știi cine mai are patru titluri? Doar Djokovic. Da. Și Dragoș Grigore e cu trei titluri luate cu Ludogorets. Dar ca număr de titluri tu ești cel mai titrat, tu și cu Damian. Și Săpunaru, nu? Săpunaru are un singur titlu cu Porto, are mai multe cupe și asta. Eu vorbesc doar de titlul de campion, da. Tu cu Djokovic, amândoi veniți la CFR Cluj, sunteți campioni, punctul ăsta de vedere. Te gândești că palmaresul se poate îmbunătăți, nu? Bineînțeles. Și cu siguranță se poate îmbunătăți, chiar în acest an. Chiar în acest an. Se vorbește de titlu în Vestiaul Rapidului? Se vorbește, bineînțeles. Nu e o distanță, adică e o distanță mare, dar mai sunt multe meciuri și încă se joacă. Mai poate fi oprit pe CSB? Bineînțeles că poate fi oprit. Se pot încurca și ei, dar acum cel mai important este să ne câștigăm noi meciurile. Și apropo de meciuri, urmează acest CFR cu Rapid, crezi că dacă una dintre ele va câștiga, sau voi, sau CFR-ul, aceea va fi principala contracandidată a CSB-ului? Sau e totuși prea devreme încă să vorbim? Mai sunt... E prea devreme încă, cred că totul se va da în play-off, pentru că se vor înjumătăți și punctele. Și cu siguranță acolo va fi totălia cea mare. Ce regrete ai din perioada CFR Cluj? Dacă ai un regret? Regret nu știu dacă am. Doar că n-am jucat mai mult sau ceva de genul. Dar răspund. Poate era și din vina mea, poate nu. Nu știu. Puteai juca mai mult cu Dan Petrescu? Eu consider că da. Făceam treaba, dar dacă așa a decis dânsul... Ați mai vorbit de când a plecat el de la CFR Cluj? Uite, o întrebare care nu știu dacă ți s-a adresat, dar s-a vorbit foarte mult. Au fost momente când Dan Petrescu te-a înjurat? Nu pot să zic asta. Acum, ce-a fost a fost. Rămâne între noi ce-a fost în trecut. Nu pot să vă zic. De chestii de vestiar, am înțeles. Chestii de vestiar, da. Și apropo de Cluj, cum ai ajuns tu la Cluj? Pentru că, din câte țin eu minte, ai fost refuzat de două echipe. Un trial la Sampdoria în Italia și după aia ai fost și la Botoșan, parcă, nu? Da, am fost în probe la Botoșan, da. După am venit în probe la CFR la echipa a doua.
venisem foarte mulți jucători. Uh-huh. Inițial, din ce am înțeles, n-au vrut să mă țină, dar după aia s-au răzgândit și am vrut să mă țină. Dar cum de a fost refuzat de Botoșani? Asta e o enigmă pentru mine. Era în cât? 2016, cred. N-aveam fizic, n-aveam puteze, nimic aproape. Și așa au decis, domnule. Ulterior, cred că... Am ajuns la mai bine. Ai ajuns la mai bine. Dus la fotbal de părinții tăi, că nu mai puteai să stai acasă, nu? Cu da. Eram doar cu mingea în fața acasă. În pereți, în geam, din alea. Juventus Oradea, prima echipă? Da, Juventus Oradea, prima echipă. Și de la Oradea, cum ai făcut pasul în altă parte? De la Oradea, la 16 ani. Am început să merg să dau probe. Și la 17 ani am reușit să mă mut la Cluj, singur. Dar s-a meritat. Stăteai singur la vârsta aia? Și nu ți-a fost greu? Cum a fost despărțirea de părinți? Mai stăteam cu colegi, dar nu, doar în același bloc, așa. Dar da, nu, fără familie asta. Fără familie, da. Ai luat viața în piept de la... Viața în piept, da, de tânăr. Asta e, trebuie să te sacrifici dacă vrei ceva de la viață. Debuta la CFR Cluj de Toni Conceição. Da. Din câte mi-amintesc. Prima dată în cupă și cu banca, tot cu Mediaș. Sunt antrenori, Claudiu, care au reprezentat mai mult pentru tine decât un simplu antrenor? Antrenor pe care ai avut, la asta mă refer. Păi aș începe cu cel de la Oradea, care mi-a fost antrenor timp de 4 ani la Oradea. După Toni, care m-a plăcut și a fost la mine. Domnul Leo la Sepsi m-a așteptat chiar foarte, foarte mult. Și a fost o explozie a ta la Sepsi, da. A fost explozia mea, da, cu domnul Leo. Și după cu domnul Șumudică și el m-a împins din spate cumva. Da, a crezut în tine într-o perioadă în care Șumudică a avut 7 meciuri, 7 victorii la CFR Cluj. Da. Ce ați simțit în vestiar când a plecat Șumudică? Păi, după era puțin un șoc, da, așa? O... Era puțin un șoc, dar văzusem înainte prin presă că nu-s mulțumit de ce-am făcut în Europa. Deci nu știu dacă era chiar vina lui, dar mă rog, nu e treaba asta. Nu e treaba, dacă am zis. Ce a fost și rămâne în trecut. Apropo de patroni, cu Nelu Varga la CFR Cluj, ai avut vreo discuție față în față? Da, am zis că am vorbit de foarte multe ori cu domnul Varga. Aveam o relație bună. M-a ajutat și de foarte mult. Și pe această cale vreau să mulțumesc, pentru că n-am avut de când am plecat. Poate acum, cu ocazia, reîntoarce la Cluj, poate. Poate vă vedeți. Cum am avea ocazia să Iar când ai venit la Rapid, te-ai întâlnit și cu Dan Șucu? Ulterior, da, după câteva zile am reușit să vorbești cu dânsul, care la fel, e lângă noi toți și ne sprijină foarte mult. E un patron foarte apropiat de echipă. Da, chiar da. La fel cum e și galeria Rapidului. Ce simți când vezi peluza aia și o simți, o auzi în spatele tău pe Giulești? O simți, o auzi, te împinge de la spate, de energie, ai putere, simți că joci fotbal, adevărat. Da, acest... CFR Cluj cu Rapid care urmează e și un duel cu fostul antrenor al Rapidului, cu Adi Mutu. Cum ți se pare ție Mutu? Nu l-ai prins, nu, ca, prins, nu l-ai prins ca antrenor, dar ai auzit vorbind colegii despre el. Nu sunt la fel ca ceilalți care l-au prins, dar a fost cu dânsul Lander, la antrenorul Lander 21, unde am avut o relație ok, la antrenorul jucător. Da. E mai mare presiunea la Rapid, având în vedere și forța galeriei și tot ce se întâmplă aici, față ce simțeai la Cluj, la CFR? Da, pentru că pune o presiune, dar o presiune bună, care ne poate ajuta în lupta asta la titlu. Da, sunt lângă noi și e foarte bine. Știi cum, e o presiune pozitivă, unii rezistă, unii nu rezistă. Da, și mai este o vorbă, apropo, și de București. Care a fost impactul tău cu capitala, cu București? Da, a fost ceva nou. Vin dintr-un oraș mai mic, din Cluj, care e mult mai liniștit. Aici e foarte mare agitație și aglomerație. Dar cu timp am reușit să mă obișnuiesc și acum totul este ok. Ce displace, în afară de trafic, că toată lumea vorbește de trafic? Sau cu ce nu te-ai acomodat încă după mai mult de jumătate de ani? Cu oameni. Da, par mai răi. Mult mai răi la București. Da. Acolo la Cluj mai calzi, mai liniște, da. Pe final,
Vin la prima ta declarație, când ai venit la Rapid, am venit să mă bat la titlu, nu la play-off. Cum o vezi acum după 24 de etape? Tot la fel. Sunteți în cursă pentru acest obiectiv? Da. Obiectivul nostru este 1-3, dar noi în bestiar ne-am propus să ne batem la titlu. Și cred că o vom duce până la capăt. Chiar din acest sezon? Chiar din acest sezon. Ce crezi că s-ar întâmpla în București dacă ar lua Rapid campionat? S-ar bloca străzile tot. În Macedonia pe străzi în București. Mai ales pe Calea Giulești, care cred că s-ar... Pe Calea Giulești ar fi...